comentați ceva? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne aflăm într-un Nissan Skyline R33. Suferim de cai putere. Practic nu avem foarte mult, dar salut! Bună ziua! Toți băieții ne filmează, suntem vedete la Netflix aici. Eu sunt gazda dumneavoastră, profesor Marius Mitrache, KMS Drift Experience. Este o școală de drift. Nu vreau să mă laud, dar practic cred că este cea mai bună școală de drift din România. Avem, dacă observați, acolo în plan îndepărtat este Cosmina Păsărin, prietena noastră. Este prietena cu driftul. Așa. Mai avem noi elevi. De fapt, un elev de-al meu, KMS Drift Experience, Mircea Ene, care a făcut o figură frumoasă în lumea motorsportului. Și băiețașul din față, Adam și Eva, nu știu, este tot un elev, dar nu al meu. Este un elev al școlii Sorinene, sau cum vrea el. Prietenul meu. Nu pot să spun că e o concurență între noi, niciodată. Noi am adus driftul în România, putem spune. Sau l-am inventat, nu știu, l-am inovat, l-am scos din buzunar. Sau a venit de la sine, pentru că noi făceam show-uri de freestyle, înfrățite cu drift. S-a făcut cald, deschid puțin. Și avem elevii, uitați-vă la elevi, ce frumos, ei sunt viitorul driftului. Noi suntem trecutul driftului, dar nu contează. Dacă suntem prezenți, facem asta din pasiune. E o pasiune, asta e toată șmecheria. Dacă vrei să faci ceva cu adevărat, bine, cred că asta e ideea principală. Să o faci din pasiune, pentru că vrei și pentru că îți place mult. Mă întristez puțin când vorbesc despre asta, pentru că atunci când practici un motorsport, îți dorești întotdeauna să ajungi cât mai sus, adică să fii cât, din ce în ce mai bun, să fii bun și să ai șansa de a ajunge acolo unde ai vrea să ajungi. Dar în motorsport, din păcate, contează foarte mult bugetul, cash-ul. Îmi asum, da, nu, eu nu reușesc să mă valorizez ca să obțin bugetul necesar. Dar oricum o fac asta și o să practic driftul ăsta întotdeauna, chiar dacă nu o să reușesc să-l practic la un nivel foarte ridicat sau să mă bat cu cei mai buni de la egal la egal, amical. Mă bat oricum și o să fiu întotdeauna acolo. Hai să plimbăm să ne bucurăm de Slatina. Pentru prima dată, un show în oraș. Uitați-vă la milițieni cum sunt alături de noi. Mulțumim, poliția română!
și oamenii care trec pe stradă și sunt surprinși de niște nebuni cu foarte mulți cai putere, care terorizează orașul. Avem și Movre și Harley și tot felul de mașini. Noi reprezentăm drift, facem show. Avem și niște bicicliști, fanii noștri bicicliști. Ne filmează, ne apreciază toată lumea. Salut, băieții! Da, da, nu-i rău. Așa. Am ajuns la Biblioteca Județeană Olt. Ion Minulescu. Cine ar fi fost Ion Minulescu ăsta? Era drifter, nu? Și el. Nu e drifter. Ion Minulescu era băiețaș. Era băiat bun. Restul în episodul următor. Restul în next episode. Au! Au! Forță! Salutare! Ne-ai venit o Harley-ist aici în data aia să vezi.